Privind
auziți glasul Domnului care zice: veniți către mine toți cei osteniți și împovărați cu păcatele și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci acum, cu frică și cu bucurie, dă lui Dumnezeu răspunsul cel cuvincios la fiecare din întrebări, încât cu adeverire să cunoască însuși Mântuitorul nostru, împreună cu întru tot lăudata sa Maică și cu Sfinții Îngeri și cu toți Sfinții Lui, aici stau de față, auzind cuvintele cele ce de la tine vor ieși. Pentru că atunci când va veni să judece vii și morții, să-ți răsplătească ție după, nu după ceea ce vei făgădui și mărturisi, ci după cum vei păzi cele ce vei făgădui. Deci acum, dacă te apropii într-o adevăr către Dumnezeu, cu luare aminte, răspunde-ne nouă la cele ce te întrebăm. De ce ai venit, frate, căzând la Sfântul Altar și la această sfântă însoțire? Dorim viață pusnicească, precuvioase Părinte. Dorești să te învrednicești de îngerescul chip să fii rânduit în ceata monahilor? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, precuvioase Părinte. Cu adevărat, bun și fericitul lucru ai ales, numai de îl vei și îndeplini, pentru că lucrurile cele bune cu osteneală se câștigă și cu durere se împlinesc. De bunăvoie și din cugetul tău te apropii către Domnul. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preacuvioase Părinte. Nu de vreo nevoie ori silă. Nu, preacuvioase Părinte. Vei petrece în mănăstire și în pusnicie până la cea mai din urmă suflarea ta. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preacuvioase Părinte. Te vei păzi pe tine însuți în feciorie, în întreaga înțelepciune și în cucernicie. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preacuvioase Părinte. Vei păzi până la moarte ascultarea către mai marele tău și către frații cei într-o Hristos. Așa, cu ajutorul Dumnezeu, preacuvioase Părinte. Vei răbda toate supărările și strâmtorările vieții cele monahicești pentru împărăția cerurilor. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preacuvioase Părinte. Vezi, fiule, ce fel de făgăduință dai Stăpânului Hristos, pentru că Sfinții Îngeri sunt de față în chip nevăzut, scriind această mărturisire a ta, care îți va fi cerută la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci te povățuiesc pe tine la viața cea mai desăvârșită, după cum s-a arătat a fi viața Domnului, și te învață cele ce se cuvine ție să le primești și cele de care se cade a fugi. Pentru că, iată, ai socotit, fiule, să te apropii și să slujești Domnului. Deci, devoiești a te face monah. Mai înainte de toate, curățește-te pe tine de toată întinăciunea trupului și a Duhului, săvârșind sfințenia într-o frica lui Dumnezeu. Câștigă-ți smerită cugetare prin care moștean te vei face al veșnicilor bunătăți. Leapă de îndrăzneala obiceiului celui lumesc. Ascultare să ai către toți, fără cârtire să fii în slujbele cele rânduite ție, în rugăciune să fii răbdător, în privegheri nu pregeta, în ispite nu te mâhni, în postire nu slăbi, și cunoaște că prin rugăciune și postire se cuvine a îmblânzi pe Dumnezeu. În neputințe și boli nu te împuțina, păzește-te dar și de viclenile gânduri, pentru că nu va înceta vrăjmașul să-ți aducă aminte de viața cea lumească, să-ți facă urâtă viața cea îmbunătățită. Deci se cuvine, dacă ai început a călători pe calea ce duce la împărăția cerurilor, să nu te întorci înapoi, pentru că nu vei fi îndreptat într-o împărăție a cerurilor. Deci, să nu cinstești ceva mai mult decât pe Dumnezeu, să nu iubești nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frate, nici pe cineva din ai tăi, nici pe tine, să nu te iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Nici odihna sau cinstea de orice fel ar fi, de sărăcie să nu te ferești, nici de reaua pătimire, nici de defăimarea oamenilor, sau de altceva care socotești a fi cu a nevoie, că vei fi oprit de a alerga în urma lui Hristos, ci totdeauna să cauți spre virtuțile celor ce au viețuit după Dumnezeu într-o nădejde, și să-ți aduci aminte de toți mucenicii și cuvioșii cei din veac, care cu multe sudori și dureri și cu nenumărate sângiuri și moarte au câștigat acestea.
știi treaz în toate, pătimește îndelung ca un bun ostaș pentru Mântuitorul Hristos, care bogat fiind într-o milă pentru noi a sărăcit, făcându-se ca noi, ca să ne îmbogățească cu împărăția Lui. De aceea se cuvine ca și noi să ne facem următori ai Lui și pentru dânsul toate să le răbdăm, sporind în poruncile Lui ziua și noaptea. Pentru că însuși Domnul a zis, de voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, adică să fie gata de-a pururea până la moarte către împlinirea poruncilor Lui. Pentru că prin a flămânzi și a înseta și a fi gol și dosădit și batjocorit și ocărât și prigonit și de multe alte întristări și necazuri înconjurat, se închipuiește viața cea după Dumnezeu. Și când toate acestea le vei pătimi, bucură-te, zice Domnul, că plata ta multă este în ceruri, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Toate acestea le mărturisești așa în nădejdea puterii lui Dumnezeu și te îndatorezi a stărui în aceste făgăduințe până la sfârșitul vieții cu darul lui Hristos. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, preacuvioase Părinte, întru tot înduratul și mult milostivul Dumnezeu, care deschide preacuratele îndurări ale neurmatei sale bunătăți, fiecăruia ce vine către dânsul cu dorire și cu fierbinte dragoste, cel ce a zis, mai degrabă va uita mama pe fiii săi decât te voi uita eu pe tine. Acela știind de dorința ta și către acest gând al tău, adăugând și puterea sa, spre împlinirea poruncilor lui, să te primească, să te îmbrățișeze, să te apere și să se facă pentru tine zid tare împotriva vrăjmașului, piatră de răbdare, pricină de mângâiere, dătător de tărie, dăruitor de suflet bun, împreună nevoitor în bărbăție, împreună culcându-se și împreună sculându-se cu tine, îndulcind și veselind inima ta cu mângâierea Sfântului Duh, învrednicindu-te pe tine și de partea sfinților și a cuvioșilor părinților noștri, Antonie Eftimie Sava, Calinic de la Cernica, Dimitrie cel Nou din Basarab, Grigorie de Capolitul Visarion și Sofronie, și a celor împreună cu dânsii cu care să moștenești împărăția cerurilor, întru Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slava, stăpânirea, împărăția și puterea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, cel ce ai legiuit a fi vrednici de tine pe cei care au părăsit toate cele lumești, rudenii și prieteni și-au urmație, primește și porogul tău Atanasie, care s-a lepădat de toate acestea după sfintele tale porunci și povățuiește-l adevărul tău pe dânsul, care cade la tine cu neabatere. Îngrădește-l pe dânsul cu puterea Sfântului tău Duh, ca să nu poată lucra împotriva lui toată meșteșugirea cea potrivnică, dăruindu-i răbdare, ca bine să-ți placă ție totdeauna. Cu ajutorul preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților care din veac au plăcut ție, că s-a binecuvântat și s-a preazlăvit întru tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Doamne Dumnezeul nostru, nădejdea și scăparea tuturor celor ce nădăjduiesc pe Tine, Cel care ne-a arătat nouă multe feluri și căi de mântuire prin întruparea Hristosului Tău, primește pe robul Tău rasoforul Atanasie, care a lăsat poftele cele lumești și pe sine s-a adus stăpânului jertfă bine primită. Ridică de la dânsul toată pofta trupească și gândurile nesocotite, ca prin lepădarea părului nesimțitor să lepede și necuvântătoarele cugete și fapte.
și să se învrednicească a lua asupra sa jugul tău cel bun și sarcina ta cea ușoară și să-și ia crucea și să urmeze ție stăpânului. Păzește-l pe dânsul într-o sfințenia ta și dăruiește lui gând bun spre paza sfintelor tale porunci, împreună numărându-l pe dânsul la vreme bine primită cu ceata aleșilor tăi, cu darul și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul, bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, Fiule, Mântuitorul Hristos, în chip nevăzut, stă aici de față. Nimeni pe tine nu te silește a veni la acest chip. De bună voie voiești logodirea Marelui și Îngerescului chip? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, în al preasfințite stăpâne. Ia parte cine și mi le dă. Ia parte cine și mi le dă. Ia parte pe cele și mi le dă. Iată de mâna Mântuitorului Hristos, iei acest parpece. Vezi, dar cui te făgăduiești, de cine te apropii și de cine te lepezi. Binecuvântat este Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Fratele nostru, Atanasie, își tundecă părul capului său în numele Tatălui și al Fiului al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie se îmbracă în haina veseliei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie, semnul Sfintei Crucea Domnului Hristos pe pieptul său, ca să se nevoiască câteva fi cu putință al urma și în tot ceasul aș aduce aminte de pătimirile, de scuipările, de defăimările, de rănile, de loviturile peste obraz, de răstignirea și de moartea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Hristos, care de bună voie le-a răbdat pentru noi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie, monacul, primește paramanul spre logodirea Marelui și Îngerescului chip. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie, monacul, primește dulama. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește!
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fratele nostru Atanasie, monacul, și încinge mijlocul său cu puterea adevărului spre omorârea trupului și înnoirea duhului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie, monacul, se încalță cu sandalele spre vestirea Evangheliei Păcii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Fratele nostru Atanasie, monacul, se îmbracă în haina mântuirii și în platoșa dreptății, spre a se feri de toată nedreptatea, de toate gândurile cele rele și de cugetele voii sale, iar gândul morții totdeauna să-l aibă în mintea lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Gospodi pomilu! Atanasie, monacul, se acopere cu coiful nădejdea mântuirii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Iar aburca, Atanasie, monacul, diamantia logodirea marelui și îngerescului chip, spre îmbrăcăminte de nestricăciune și de curățire, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Fratele nostru Atanasie, monacul, a luat logodirea marelui și îngerescului chip, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Fratele nostru Atanasie, monacul, primește sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea cea de tot ceasul către Mântuitorul Hristos, că dator este
în toată vremea avea în minte, în inimă, în cuget, în gura lui, numele Domnului Iisus și a zice: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să zicem pentru dânsul: Doamne, miluiește! Gospodi, pomiluj! Gospodi, pomiluj! Gospodi, pomiluj! A zis Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! A zis Domnul, aceasta să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând de faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru, Cel din ceruri. Doamne, miluie! Doamne Dumnezeul nostru, du înăuntru pe robul Tău, Atanasie, monahul, în curtea Ta cea duhovnicească și îl numără pe dânsul împreună cu turma Ta cea cuvântătoare. Curățește-i cugetul lui de poftele trupești și de amăgirea de șarta a vieții aceșteia și dă lui neîncetat să-și aducă aminte de bunătățile cele gătite celor ce Te iubesc pe Tine și care pentru împărăția Ta s-au răstignit pe sine în această viață. Că Tu ești păstorul și cercetătorul sufletelor noastre. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat, aliluia. Osis Hristos te baptisite, Hristos și mântuitorul meu, de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Sărăm aminete! Fraților, întăriți-vă în Domnul și într-o tăria puterii Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu, ca să puteți să împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. De aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea, și pe toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul, îmbrăcându-vă în platoșa dreptății și încălțați în picioarele voastre gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Sfințite stăpâne, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție. Amin. Zița Domnul către ucenicii săi, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Se zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta! Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fratele nostru, monacul Atanasie, pentru acoperirea și ajutorul lui de la Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca neprihănit, neosândit și neîmpiedicat, să împlinească El desăvârșirea chipului monahicesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să ne rugăm ca
să petreacă el în toată cucernicia, în dreapta credință și curățenie, ca să se lepede el de omul cel vechi și ca să se îmbrace în omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru lăsarea și iertarea păcatelor lui săvârșite până acum. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei ce și bine într-o cinstit sfântul Lucașul acesta, pentru cei ce susteresc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să cunoaștem, fraților, puterea tainei că pe Fiul cel desfânat, care de la păcat a venit din nou la casa părintească, prea bunul părinte, îmbrățișindu-l, îl sărută și iarăși îi dăruiește semnele măririi sale și săvârșește tainică veselie cu cei de sus, jertfivițelul cel îngreșat, ca noi să ne purtăm într-o totul vrednici de iubitorul de oameni, Părinte, care a adus prea slăvită șerfă pe Mântuitorul sufletelor noastre. Iată, frate, că prin darul lui Dumnezeu te-ai învrednicit a te îmbrăca în sfântul și îngerescul chip, prin lepădarea cea desăvârșită a lumii și a tuturor poftelor ei. Și ai venit a sluji Domnului nostru Iisus Hristos prin făgăduințele ce ai dat înaintea Sfântului Jertfelnic și înaintea Sfinților lui Îngeri și a tuturor Sfinților. Pentru aceasta, frate, se cuvine ție de apărarea sa înaintea ta ziua și noaptea făgăduințele acestea, căci nepăzindu-le curate și neprihănite, întrebat vei fi în ziua înfricoșătoare judecăți a Mântuitorului Hristos. Știind și aceasta, de cine te-ai lepădat și de cine te-ai lipit? Căci te-ai lepădat de întuneric și te-ai lipit de lumină, deci dar ca Fiul Luminii să umbli, slujind lui Dumnezeu credincios în toată curăția și adevărul, slujind și părinților ca însuși Mântuitorului Hristos, iar nu ca oamenilor, ca să fii tuturor ca o făclie aprinsă după cuvântul Domnului.
așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune, să preaslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Fii următor în faptele cele bune Domnului nostru Iisus Hristos și tuturor sfinților Lui, petrecând în adevărata ascultare și în cea desăvârșită tăiere a voii tale până la moartea ta, după cum te-ai făgăduit slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea cu toată răbdarea, umilința și blândețea. Ca și pentru tine să se plinească făgăduința cea adevărată a Domnului nostru Iisus Hristos, care însuși a făgăduit-o într-o sfânta sa Evanghelie zicând: unde sunt eu, acolo și sluga mea va fi. Pe care făgăduință, Părinte, să te învrednicească prea milostivul Dumnezeu a o câștiga întru Domnul nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava împreună și Tatălui și Sfântului Duh în veci. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite să punem, binecuvintează. Cel ce s-a schimbat la față în muntele Taborului, înaintea sfinților săi ucenici și apostoli, pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu ale Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul Dobrogei și părintele duhovnicesc al tuturor românilor, cu ale Sfântului Apostol Filip, împreună lucrător cu Sfântul Apostol Andrei, la creștinarea strămoșilor noștri din Dobrogea și pentru rugăciunile tuturor sfinților apostoli, cu rugăciunile sfinților cuvioșilor părinți, Antonie, Eftimie, Sama, Onufrie, Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, cu ale sfinților Calinichie la Cernica, Iores și Saba, cu ale sfinților cuvioșilor părinți, Dionisie Exigus de la Tomis, Daniel Sihastru, Natan, Sila și Paisie de la Scăstria Putnei, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Poiana Mărui, Gheorghe de la Cernica, Ioanichi de la Musceni, Rodion de la Lainici, Antonie de la Estrul Vâlcii, cu ale tuturor sfinților cuvioșilor părinți, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cuvioase Părinte Atanasie, care astăzi ai primit chipul îngeresc la această sărbătoare a schimbării la fața Domnului în postul Maicii Domnului, prea cuvioși, prea cucernici părinți,
iubiți credincioși, călugăria nu este între cele șapte sfinte taine, dar este o taină a vieții fiecăruia din cei care o primesc. Însuși Mântuitorul, când ucenicii au zis, când El a spus, mare și grea este ducerea vieții în familie, și ucenicii au zis, dacă așa este pricina bărbatului cu femeia în căsnicie, mai bine să nu se căsătorească. Și atunci Mântuitorul a răspuns, nu toți înțeleg cuvântul acesta, căci sunt famini care s-au născut așa. Sunt famini pe care oamenii i-au făcut famini, sunt famini care s-au făcut pe ei și famini pentru împărăția lui Dumnezeu. Și adaugă Mântuitorul, n-aș vrea să aveți suferințe în trup. Toate plăcerile pe care le conferă viața de familie, viața intimă, trupul este în suferință. Este mult mai liber omul care ia această cale. Dar ca să iei această cale, trebuie să iubești cu adevărat pe Dumnezeu cel mai mult. Mulți întreabă, ce condiție să împlinesc să fiu călugăr? Să arzi de iubirea lui Dumnezeu, să nu-ți fie nimeni mai aproape, nici tu însuți de tine să nu fii așa de apropiat cum ești de Dumnezeu, pentru că El este viața ta și El trebuie să locuiască în tine. Și cel mai frumos tălmăcește Sfântul Apostol Pavel, care zice, în viața de acum, din trup, eu nu mai trăiesc. De când l-a cunoscut pe Hristos și l-a primit, Sfântul Pavel spune limpede, eu nu trăiesc, dar Hristos trăiește în mine. De aceea viața mea în trup o duc în credința în Fiul lui Dumnezeu, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Ce înseamnă că lumea este răstignită? Adică nu mă mai ating de ea, că ea are rostul ei. Eu am rostul meu și eu sunt răstignit pentru lume. Sunt răstignit pentru că așa a făcut Hristos, stăpânul vieții mele și modelul meu și mântuitorul meu. De aceea eu sunt răstignit pentru lume și lumea e răstignită pentru mine. Dar Sfântul Pavel, deși a cutreierat lumea și a propovăduit Evanghelia la multe neamuri, a fost cu adevărat cel mai bun monah. Sigur, temeiul monahilor este Sfântul Ioan Botezătorul, dar din cei întorși din lume ca să fie monah, cel mai desăvârșit monah care ne dă și deslușirea monahismului este Sfântul Apostol Pavel. De ce? Pentru că s-a identificat cu Hristos. Și ca apostol, și ca monah, și ca trăitor, atât de mult s-a identificat încât cugeta la durerile Domnului și zicea Sfântul Apostol Pavel în taina sa și Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că i-a suflat tălmăcirile în urechea sa cea dreaptă, ne lămurește și ne spune. Sfântul Pavel a avut privilegiul să-L vadă pe Dumnezeu, nu pe pământ, dar L-a văzut în cer, și să-i fie cu adevărat cel pe care l-a rugat să-i descopere toată taina vieții. Și iată, știa că s-a întrupat, că El vorbește cel mai frumos de întrupare în epistolele sale. Când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, născut din femeie,
născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere. Și apoi arată cum ne-a răscumpărat, cu durerea cea mai mare, că n-a fost om să poarte durere mai mare ca Fiul lui Dumnezeu făcut om. Acolo a fost durerea cea mai mare și prin durerea Lui noi ne-a vindecat și prin durerea Lui cu firea omenească noi am fost răscumpărați din păcat și din moarte. De aceea se frământa și zicea: Doamne, eu aș vrea să mă fac părtaș la durerea Ta cea mare. Cum ai suferit și cu una de spini pe cap, că spinii ți intrau în piele și curgea sânge? Cum ai suferit piroanele în mâini? Cum ai suferit piroanele în picioare? Și așa, adâncind, să cunoască taina suferinței Domnului, care era mai presus de taina suferinței oricărui om, pentru că El n-a avut afecte de plăcere, cum avem noi, că s-au trezit instinctele după păcat, care aduc anestezic durerilor noastre, anesteziază rănile noastre trupești. Dar El nu s-a întrupat firește ca un om, ci s-a întrupat mai presus de fire și n-a avut parte de această anestezie. Și durerile Lui au fost infinit mai mari decât ale oricărui om care pătimește. Și se frământa și zicea: Doamne, fă-mă părtaș măcar puțin la durerile Tale și la rănile Tale. Și așa, rugându-se îndelung, i-au apărut rănile Domnului în mâini și în picioare și pe frunte și în coastă, unde Domnul a fost împuns cu sulița, deși murise, dar i-a apărut urma rănii Domnului și iată, s-a întărit mai mult, pentru că durerea este jertfă și jertfa întărește. De aceea spune atât de explicat și răspicat: de acum nimeni nu poate să mă mai supere. Cine să-mi facă supărare? Dacă port în trupul meu rănile Domnului Iisus, de aceea viața mea de acum în trup o trăiesc cu Hristos și Hristos este Cel ce mă împlinește toate lipsurile mele. Orice monac cuvioase, Atanasie, trebuie să înțeleagă aceste cuvinte, aceste tălmăciri. Cine vine să-și ia crucea, cine se răstignește înaintea Sfântului Altar și cine făgăduiește că va suporta și nedreptăți și foame și sete și dosădire, adică să fie dat la o parte, că Satana îndeamnă și pe omul cel duhovnicesc să te pună la probă. Și cum era înainte la monahism, era o mănăstire în care nu-l primea pe unul care voia să intre în mănăstire până nu stătea 3 ore, zi și 3 zile și 3 nopți la poartă, în frig, în foame, să vadă că își dorește aceasta la poarta mănăstirii. N-ai stat, că te-am primit cu drag aici, pentru că Dumnezeu ți-a dat daruri atât de frumoase și ai venit aici, cum ai mărturisit, pentru Sfântul Apostol Andrei, pentru Sfântul Apostol Filip, pentru că avem aici o biserică apostolică a Sfinților primelor veacuri și iată cu adevărat zestrea de aici
este inestimabilă, nici nu putem să o măsurăm. Iubite Părinte Atanasie, după ce ai înțeles ce este călugăria și luarea crucii, de acum înainte crucea nu ți-ai luat-o doar astăzi. Trebuie să o iei în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă. Să nu te desparzi de crucea pe care ai luat-o, să-ți păstrezi fecioria, să-ți păstrezi ascultarea, să-ți păstrezi postirea, rugăciunea, cea de fiecare zi și de fiecare clipă, pentru că acestea, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sunt armele Duhului prin care noi biruim săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Ai luat acum o armură atât de puternică, ai luat cămașa noului botez, ai luat crucea pe piept, crucea pe spate cu semnele torturilor Domnului pe paraman, ai crucea în mână, iată trei cruci ai luat și iată peste cămașa albă, punându-se crucile, ai primit dulama, peste dulamă ai luat centura, peste centura ai luat rasa, haine lungi și negre prin care te-ai despărțit de lume și de toate desfătările ei trecătoare. Apoi ai luat coiful, adică ai luat culionul care să-ți fie acoperământ, să nu te desparzi de el decât când te rogi profund. Și după aceea ai luat mantia, semnul dragostei lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne îmbracă în mantia milostivirii sale. Peste coif, peste culion, ai luat milafta, care are aripile îngerilor. Aceasta simbolizează aceste prelungiri, aripile îngerilor. Ai primit metaniile cu îndemnul de a te ruga necontenit, lumânarea ca să rămâi cu lumina lui Hristos, adică acea credință vie, mărturisitoare și niciodată să nu o împuținezi sau să o schimbi. Și iată, ai primit Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, cel viu și lucrător, care străbate toate cele din lăuntru ale noastre. Prin cuvântul lui Dumnezeu, care este și Fiul lui Dumnezeu, și când Fiul, Tatăl a zis prin Fiul toate, când a zis prin Fiul toate s-au făcut, și cerul, și pământul, și toate cele de pe pământ, din ape, de sub pământ. Și iată, cu Fiul și cu Duhul Sfânt ne-a făcut Tatăl și pe noi oamenii într-un mod deosebit, cu demnitatea cea mai înaltă de a purta chipul Fiului lui Dumnezeu și chipul Preasfintei Trăimi. De aceea, iată, ai intrat acum în pridvorul veșniciei. Ai părăsit toate cele deșarte ale lumii. Să nu mai gândești la ele, să nu mai poftești, să nu te mai înfrupți cu cele ale lumii care sunt fără sens și fără nicio putere de de a aduce sufletului vreo bucurie și vreo hrană adevărată. Hrana adevărată vine de la Dumnezeu. Când noi ne adresăm lui Dumnezeu prin rugăciune, El ne hrănește cu harul Său. Pentru orice rugăciune noi primim răspuns de la Dumnezeu, harul și puterea Sa, și cu ajutorul Lui biruim toate săgețile vicleanului. Aceasta să înțelegi, că în lumea asta sunt oameni
buni și înrăiți. Dar răi în sensul propriu nu există. Rău e numai diavolul. El îi înrăiește pe oameni, adevărat. De aceea orice monah și orice creștin, orice arhiereu și orice preot, trebuie totdeauna să nu se mânie pe omul care face rău, să-l ajute să se ridice, să-l povățuiască, să-l întoarcă de la rău, ci toată mânia să o dăm diavolului, că el și-a înrăit firea și el nu mai poate fi bun. Orice om din viața aceasta, câte rele ar fi făcut, până în ultima clipă a vieții acesteia vremelnice, se poate întoarce către Dumnezeu. De aceea niciodată să nu ne lepădăm de oameni, ci doar de relele lor. Și păcatele, să-i ajutăm pe oameni să le biruiască. Când vezi că cineva greșește, îl ajuți și nu-l osândești și nu-l disprețuiești. Și iată, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că te-a adus aici, în catedrala noastră, și ai venit cu bucurie, cu nădejde și cânță-ne-a cu dragoste. S-a dat Dumnezeu daruri atât de frumoase, un glas cristalin, un glas plin de armonice, un glas cu care se umple biserica, dar se împlinesc și sufletele și urechile noastre. Și acest glas să ți-l țină Dumnezeu, să nu te mândrești cu el, să-i mulțumești lui Dumnezeu că mare dar ți-a dat. Și oricând împlinești orice timp liturgic în biserică cu glasul frăției tale și cânți de drag și ți-a mai dat Dumnezeu un dar, să nu te întristezi, să fii vesel mereu. Așa să fii, nu să râzi mereu, dar să fii bucuros mereu. Așa trebuie. Sfântul Apostol Pavel, el cel mistic care purta în sine rănile Domnului, așa ne îndeamnă. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Bucuria e legată de rugăciune. În rugăciune nimeni să nu se întristeze. Și cel ce plânge pentru păcatele sale să nu fie trist, să se mângâie, să se bucure lăuntric, că poate să verse lacrimi și să se căiască până la lacrimi. De aceea să fii mereu pildă de credință, de rugăciune, de nădejde, de dragoste pentru toți părinții și frații catedralei noastre și pentru toți credincioșii ce vin aici. Să țină Dumnezeu darurile și să le mulțească. N-ai avut un ajutor prea consistent până acum. Noi te vom ajuta să devii cât se poate de repede și slujitor al altarului. Vom mai zăboi, vii să împlinim cele ce se cuvin formale, dar până atunci cel mai important este că poți să cânți la slujbele bisericii. Și iată, strana este de o mare valoare. Cine susținea strana unor sfinți părinți? Îngerii. De aceea să-i vezi în jurul frăției tale când cânți și să te bucuri că dacă răspunzi la ectenile pe care le rostesc slujitorii, când răspunzi, ești părtaș cu îngerii, că îngerii coboară din cer la sfintele noastre slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie. Bucură-te pentru această zi mare, să fie o schimbare totală
în sufletul și în viața frăției tale, în ce sens? Să nu te mai socotești al lumii acesteia. Ești în pridvorul veșniciei. Numai coborând timpul cel deșert, rămâi cu mintea și cu inima la Dumnezeu cel veșnic, la cer, la bucuriile și darurile cerului. Și aceasta să-ți fie mintea, inima și toată viața frăției tale. Te voi povățui mereu ca naș de călugărie, ca duhovnic, ca nu cumva să se poticnească piciorul tău în calea către Dumnezeu și iată, oricând vei avea ceva, să te sfătuiești, îți sunt tot timpul disponibil să vorbim, să ne sfătuim, să te spovedești, să te întărești, să te curățești, să te ușurezi și să te luminezi. Mulțumesc soborului de slujitori și de cântăreți, mulțumesc părintele Bogdan că a fost prezent aici și iată, sunteți o vreme, 2-3 zile sunteți împreună, 2 monahi aici și noaptea în Paraclis, care vegheați să vă rugați și pentru mine, pentru toți slujitorii și pentru toți credincioșii bisericii noastre. Rămâneți în rugăciune cu îngerii și Dumnezeu să vă ajute în toate și drumul început astăzi către Dumnezeu prin călugărie, prin noul botez, să fie un drum mereu ascendent, niciodată să nu cobori, nici să stai pe loc, ci în fiecare zi să fii mai aproape de Dumnezeu, mai conștient de dragostea lui Dumnezeu și de darurile sale și astfel, purtându-L pe Dumnezeu în suflet și în inimă, să rămâi monacul pe care îl dorește Dumnezeu și Sfântul Atanasie cel Mare. Avem 2 sfinți Atanasie, Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, care a precizat învățătura la sinodul întâi ecumenic, și Sfântul Atanasie cel din Aton, din al cărui mormânt a ieșit foc pentru viața lui atât de curată și atât de sfântă. Pe acești 2 să-i rogi în fiecare zi să țină drumul crucii al răstignirii pe care ai pornit, mereu viu și lucrător, și astfel să te bucuri de cele duhovnicești în fiecare zi și să urci spre desăvârșire până la împărăția cerurilor pe care s-o dobândești. Amin. Iubiți credincioși, acum în timp ce se va cânta slavoslovia, să o faceți întâi ectenile și apoi slavoslovia, ca să avem timp toți să ne adresăm părintului Atanasie, că vom merge la el și vom zice, îl vom întreba, cum te numești, frate? El ne va spune, Atanasie, monacul păcătosul. Noi vom zice, să te mântuiești în Domnul și să te rogi și pentru mine. Și el ne va răspunde, datori suntem să ne rugăm unii pentru alții. Slavă ție, celui ce ne-a arătat lumina. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între See you.
slăvimu-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule, miluiește-ne pre noi, cela ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, cel ce se dă de-a Tatălui și ne miluiește pre noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, întru slavă Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi.